acum mergeți la parchet dumneavoastră? Da, vă interesează, da? Nu mă interesează. Vă rog să plecați. Vreți să plecați? Dar nu-i enervați. Ce sunt? Ce mama dracului sunteți? Ce mama dracului sunteți? Sunt, mă arestați voi? Nu, nu vă arestăm noi. Dar vă rog, duceți-vă, da, așa vă purtați și cu deținuții? Așa mă pot. Această scenă s-a petrecut în fața casei fostului comandant al penitenciarului de la Râmnicu Sărat, care se pregătea să plece către instanță. Nu a apucat să meargă prea mult pentru că la capătul străzii era așteptat de polițiști. Judecătorii au decis să fie adus cu mandat pentru a fi siguri că va fi prezent în sala de judecată. Poliția spune că dânsul nu vrea să prezinte la proces, de asta vine să ia. Nu e adevărat. Dar de dinul trecut nu s-a prezentat. A fost internat în trecut. Poftim? A fost internat rândul trecut. Unde a fost internat? La spitalul militar. Ajuns în sala de judecată, Alexandru Vișinescu a refuzat să dea o declarație, dar a spus că va vorbi la alt termen. În aceste condiții, judecătorul a hotărât să citească în ședință publică declarațiile date de torționar în fața procurorului. Administrația penitenciarelor mi-a cerut să nu dezvălui identitatea deținuților. Primeam doar eu un anumit cod. Acolo erau numai deținuți politic, care nu aveau dreptul la corespondență. Norma de hrană era stabilită de direcție, la fel și norma de motorină pentru sobele care asigurau căldura. Deținuții erau pedepsiți de mine cu 5 zile de carceră. Nu i-am torturat. Judecătorul a audiat-o pe soția fostului general Ion Ieremia, cel care a stat timp de 3 ani în penitenciarul de la Râmnicu Sărat. Apoi a decis citarea pentru următorul termen a 2 supraviețuitori și a unor persoane care au auzit mărturiile victimelor. În sala de judecată, Alexandru Vișinescu a fost susținut de un fost inspector care veghea la respectarea directivelor în temnițele comuniste. Ce a făcut datoria, el era comandant. Probleme de regim, de hrană, echipare, o făceau locțiitorii lui. Pentru deținuții politic erau mai stricte. În ce sens? Stăteau câte unul acolo, într-o celulă mică, da. Și ieșeau în fiecare zi la plimbare 20 de minute. Erau înfometați? Cum să fie înfometați? Dom'le, și eu nu aveam mâncare destul. Dar le dădea un ceai dimineața cu marmeladă, la prânz o ciorbă, că nu era prea multe fasole. Următorul termen în procesul lui Alexandru Vișinescu a fost stabilit pentru 19 noiembrie. Decizie.